Ploile torențiale din această lună au provocat pagube însemnate în partea de nord a județului Buzău. Localitățile Lopătari, Gurateghi, Cănești, Chilii, Mânzălești, Vintilă, Vodă și Beceni au fost grav afectate de viiturile și de scurgerile de apă de pe versanți. Autoritățile au realizat o evaluare estimativă a pagubelor produse de fenomenele meteorologice extreme, pe care o vor înainta guvernului. Deocamdată, Consiliul Județean Buzău va interveni din fonduri proprii în zonele afectate de inundații și viituri. Din fonduri proprii vom începe lucrările în zona Cănești, pentru că acolo trebuie, într-adevăr, noi am reușit să restabilim traficul, dar trebuie să intervenim de urgență pentru a consolida zona, că altfel există riscul, nu așteptăm întâi fonduri guvernamentale, că există riscul ca cetățenii din acea zonă să rămână calamitați. Pentru reluarea în condiții optime circulației rutiere pe tronsoanele din județ afectate de viituri și inundații, este nevoie de peste 2 milioane de euro. Vor fi transmise către Guvernul României ca să putem să obținem fonduri din fondul de rezervă în urma calamităților care au avut loc în această săptămână și săptămâna trecută. Banii care ar urma să fie trimiși de guvern în teritoriu vor fi folosiți strict pentru refacerea infrastructurii rutiere, a terasamentelor și malurilor de apărare, dar și a drumurilor și podețelor afectate de viituri.